Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Audiențe în direct. Astăzi vom discuta despre prețul apei, vom discuta despre lucrările de modernizare, de extindere, de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare din orașele județului Satu Mare, dar și despre Master Plan 2, ce implică tot modernizarea și extinderea acestor utilități în comunele din județul Satu Mare. Pentru toate acestea l-am invitat în platoul Informația TV pe domnul Dan Stejerean, directorul general al PASERV Satu Mare. Bine ați revenit la noi în platou. Bine v-am regăsit. Bună seara. Este miercuri, l-ați văzut deja, cred că nu mai este nevoie să-l prezentăm. Domnul Mihai Ghenceanu, jurnalist Informația Zilei, este alături de noi. Bine ați revenit. Mulțumesc. Bună seara. Înainte să începem, trebuie să vă științez și de această dată că numărul este afișat pe ecran. Puteți să ne sunați în orice clipă, să intrați în dialog cu noi, să-i puneți întrebări invitatului nostru. În același timp, așteptăm SMS-urile dumneavoastră la numărul afișat în stânga sus și mesajele dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook, Audiențe în Direct ITV. Domnule Stejerean, începem cu o veste bună pentru toți locuitorii județului Satu Mare și nu numai. TVA-ul la apă, despre care ați mai pomenit în emisiunile anterioare, va scădea de la 20% la 9%. Să ne explicați ce demersuri s-au făcut de s-a ajuns aici, ceea ce ne bucură foarte mult, și bineînțeles de când anume se va și aplica. Da, este o veste bună. Probabil că se cunoaște, dar putem să oferim și detalii în acest moment. S-a confirmat faptul că în urma ședinței de guvern de ieri s-a aprobat TVA-ul la apă 9%. Trebuie specificat că apa, deci TVA-ul la apă, înseamnă toate produsele din apă, inclusiv apa obținută din sursele subterane sau dintr-o altă formă de acumulare de apă. Apa folosită pentru irigații va fi tot 9%, inclusiv cel mai important element atât pentru telespectatori cât și pentru noi ca și companii de apă, la apa distribuită consumatorilor noștri. Se va aplica de la 1 ianuarie 2016. Vreau să vă spun că tot astăzi, într-un draft, am primit modificările la codul fiscal, pentru că acesta este, codul fiscal este elementul care permite, este acolo la un articol, articol 18, dacă nu mă înșel, se specifică clar TVA-ul nou la apă. Dar în consecință și la canalizare. Nu, asta este problema care încă este pe tapetul și în activitățile pe care le întreprind toți operatorii de apă sub egida Asociației Română a Apei. Facem încă destule analize și avem încă destule discuții la nivel de asociație, inclusiv înspre guvern, ba mai mult decât atât. Avem discuții și cu cei de la cei de la Comisia Europeană, pentru a încerca și acolo o reducere la a TVA-ului, care ar însemna o reașezare a tuturor facilităților legate de canal. Acolo este puțin mai greu, pentru că sunt foarte multe stații de epurare care vor intra în funcțiune, care au o tehnologie complicată, v-am spus, astea generează costuri. Și discuțiile probabil vor fi mai lungi. Dar dacă revenim la apă, este un element îmbucurător pentru toți consumatorii, pentru că acel 9% se va răsfrânge asupra prețului și implicit vor fi mult mai mulți doritori de a avea acces la sursa asta de apă. Dumneavoastră sunteți în cunoștință de cauză. Să ne spuneți care este probabilitatea ca și TVA-ul pentru apa uzată în viitor apropiat să scadă, având în vedere toate complicațiile pe care ni le-ați spus? Eu, în general, sunt optimist și v-am spus de atâtea ori că trebuie să se întâmple ceva și pozitiv în prețul activității noastre, pentru că știți bine, am avut o discuție vis-a-vis de gradul de suportabilitate a consumatorilor vis-a-vis de ce urmează în recuperarea fondurilor europene din prețurile de furnizare sau de execuție a serviciilor.
Nu pot să fac acum o estimare în timp, pentru că discuțiile sunt într-o fază incipientă vis-a-vis de aceste prețuri. Așa cum v-am spus, avem întâlniri la nivel de ARA și mai mult decât atât, săptămâna viitoare pot să vă spun că o să particip la o întâlnire în care fostul reprezentant al Comisiei Europene sau actualul reprezentant al Comisiei Europene pe fonduri, pe postul de mediu, Benoît Nadler, pleacă din, și-a terminat mandatul, pleacă din România, vine un alt reprezentant, am înțeles un om tehnic și cu care ne putem înțelege, care are un rol deosebit în modul în care se va implementa POIM-ul, probabil vom discuta de programul operațional infrastructură mare, de unde facem parte și noi, și toate aceste elemente vis-a-vis de prețuri, apă, canal, vis-a-vis de cofinanțări, pentru că începe un nou program, 2014-2020. Acela este o axă de dezvoltare, la fel ca și postul de mediu și implică toate etapele astea, toți pașii aceștia. Dar așa cum v-am spus, este puțin probabil și chiar ARA și noi ne batem, pot să spun, ca să nu mai creștem sau să nu mai avem influențe greu de suportat în prețuri vis-a-vis de proiectele europene. Apropo că a întrebat colegul despre și apa pluvială, că tot reclamă patronii... Apa pluvială este un nou fal al domnului Ghenceanu, dar nu e al meu, da, al patronilor. Da, așa este. Apa pluvială este din categoria apelor uzate. Noi, de fapt, transportăm cantitatea aceea de apă înspre canalizare. Deci acolo... Da, și acolo se va interveni. Se va interveni în modul de calcul. Deci a apărut noua lege a gospodăriei comunale modificate, implicit, impropriu spus, legea apei și a canalului. De fapt, este a gospodăriei comunale. A serviciilor de gospodărie. Unde, împreună cu cei de la NRSC, de la Autoritatea de Reglementare, o să încercăm și sper că reușim să facem o procedură unitară de calcul apei uzate vis-a-vis de niște apei pluviale, vis-a-vis de niște parametri, cum ar fi suprafețele de colectare, cantități, debite, folosințele pe care le au consumatorii. Vorbesc industrial sau și special care, industrial. Exact, care trebuie ținut cont de ele publice. Deci și acolo vor fi niște reglementări. Păi acum dacă direcția guvernului este în acorda facilități, să le acorde până în cap. Nu știu dacă neapărat facilități. Este o facilitate, nu mare. Este o facilitate. O problema noastră stringentă, vorbesc ca noastră a operatorilor de apă, este, am mai amintit o dată, poate o impropriu spus, să vorbim aceeași limbă. Adică toți operatorii sau toți cei care sunt operatorii de apă, operatorii regionali, să avem niște cadre în care să ne desfășurăm cât se poate de unitare, în care să ne desfășurăm activitatea, tocmai ca să nu apară acele suspiciuni, prețul apei la satul mare cel mai mare sau nu știu unde, la Brașov e cel mai nu știu cum. Aici trebuie să facem o distinție clară între ce înseamnă proiectul pe fonduri și cred că avem suficientă experiență ca cei de la Comisia Europeană să nu ne mai ia așa pe sus, să zic așa. Toți au experiență în domeniul ăsta și o să negociem la sânge, vă promit eu și nu numai eu, colegii mei, ca să avem prețurile cât mai favorabile consumatorilor. Da, știți, domnule Stejnean, ne urmăresc persoane numai din județul Satu Mare, da, și din alte județe, așa că aș prefera să elucidăm un mister. După acest anunț, mai multe voci spun că această scădere nu va fi resimțită de toată populația României, ci doar în acele județe unde autoritățile publice au accesat fonduri europene pentru rețelele de utilități, asumându-și prin contract o majorare de tarif. Acesta va fi, spun unică, un prilej bun pentru creșterea tarifelor în alte județe unde încă nu s-a întâmplat acest lucru. E un fel de management financiar, cam așa a fost numit. Da, este o observație și interesantă și corectă până și provocatoare până la urmă.
Din câte știu și nu cred că se întâmplă altfel, acea ordonanță este clară. Reducerea apei cu TVA-ului la apă cu 9%, indiferent. Deci nici nu se mai specifică nimic altceva și nici normele nu o să fie într-un sens sau altul, decât cei care au accesat sau n-au accesat sau... Nu se poate face, cred, diferențiere și vă spun și de ce. Cei care nu sunt în programul operațional sau nu, pe care nu operează entități ca și a noastră, compania noastră, trebuie la un moment dat să-și aducă apa la parametri de calitate impuși de Comisia Europeană și de serviciile europene. Deci, într-un fel sau altul, deci vrând nevrând, ei trebuie să aibă acolo, sau dacă rămân în sistem individual, să aducă la parametri, care înseamnă investiții nu puține. Și vrând nevrând și acolo. Deci eu nu cred că în țara asta și nu numai în țară, în general, nu se poate să se livreze apă de calitate la 1,50 lei. Deci este imposibil. Acolo, mă rog, sunt alte probleme și trebuie eliminat. Deci, într-un fel sau altul, așa spuneți. Că... Da, așa este. Peste tot. Deci este redus cu 9... Va fi redus unde nu a crescut încă ca la noi, pentru că de foarte multe ori s-au purtat discuții aici în platoul Informația TV despre prețul apei. Și în alte județe va crește prețul apei, pentru că prin contract, prin fondurile luate, într-un fel este o clauză acolo care impune acest lucru. Da. Apropo de suspiciuni sau de aceste... această neîncredere față de unii operatori, noi la întâlnirea pe care am amintit-o adineaori, încheiem de fapt un program lucrat de o firmă foarte mare de consultanță pe benchmarking și pe managementul activelor. Și o să intrăm fiecare în posiția unor informații care se pot accesa instantaneu și o să vă pun la dispoziție, sau poate o să venim într-o emisiune cu toată informația și într-un sistem electronic și o să putem să arătăm telespectatorilor pe ecran în mod instant foarte multe elemente comparative, inclusiv prețul apei în satul mare și în cele 42 a celor 42 de operatori naționali. Bine, v-am spus că vă veți spune de acord, dar oricum nu vă puteți spune de acord în ce privește prețul unui metru cub de apă, pentru că nu în toate zonele operatorii obțin apa din aceeași sursă. Nu de acord asupra metrului cub, a metodelor de calcul. Metodologie de calcul. Aici sunt poveștile alea cu ploi multianuale, ploi lunare, intensitatea ploii, calculăm așa sau nu calculăm așa, și de acolo se nasc tot felul de informații, eu zic, nefondate, dar mă rog, trebuie lucidate. Domnule Stejnean, spuneți-ne, noi, cetățenii din județul Satul Mare, cum vom resimți această scădere a TVA-ului pe factură? Da. În primul rând vreau să informez. Sunt două elemente aici și dacă îmi permiteți repede o să trecem în revistă și un alt element în noua lege modificată a serviciilor publice, acea lege 241, unde un lucru nu lipsit de importanță, chiar foarte, foarte, foarte important, factura, am mai amintit, va avea rol de, adică va avea statut de executare. Deci dacă nu se plătește în termen, dacă se depășesc toate etapele acelea de atenționare, de închidere și așa mai departe, factura are statut executoriu. Deci consumatorul care s-a dovedit că nu rău intenționat nu plătește, va fi executat fără instanțe, în prealabil și așa mai departe. Ăsta este un element nou care vine de simplificare a procedurilor, instanțe care devin incomode, neplăcute, de multe ori se plătește între timp, instanța nu mai are rol. Aveam undeva factorile. Da, mă rog, nu știu dacă este... Dacă tot se modifică factorile, se va șterge și estimarea.
Da, bineînțeles. Așa cum s-a decis. Dar asta fără doar și poate. Nu s-a cerut, guvernul a cerut, doar nu a decis. Asta este cea mai mare realizare care eu zic că o implementăm de luna viitoare chiar. Nu vom mai avea facturi estimate. Vom avea, datorită acelei investiții, mă rog, o să o găsesc, datorită acelei investiții promovată pe satul mare și acum începem, facem caietele de sarcini pentru restul orașelor din județ. Vorbiți de contoare? Exact, acele contoare digitale cu semnal care vor emite lunar factura. Vom avea, v-am spus, de fapt și emitem acum, sunt foarte mulți sătmăreni care deja beneficiază de aceste contoare inteligente. Și mai mult decât atât, va fi un autocontrol. Deci tot ce citim noi se va putea citi instalator instantaneu de fiecare consumator în parte. Să știți că va fi una din căile, după mine, importante de reducere. Că acum la estimare omul nu știe. Bun, mi-a estimat 10, poate nu atât. Dar în momentul în care vede că luna asta am plătit 10, cealaltă am plătit 12, cealaltă am plătit 11, omul o să spună, uite, hai să reduc cumva consumul ca să ajung. Dar așa nu poate reduce până când estimare, că n-are de unde să știe cât s-a pus în plus. Da. Cât s-a... Deci, apropo de facturi, asta este o practică și în Europa. Acolo, de fapt, se face un contract și se verifică, știți de bine, de două sau de trei ori pe an și se reglează consumurile. Bine, la noi încă nu. Dar, având în vedere că acestea se citesc foarte exact și apar pe cititor defecțiuni instantanee și așa mai departe și mai mult decât atât, noi ne asumăm toate contoarele astea. Deci s-au instalat toate 30 nu, de mii? Nu, sunt 27 de mii montate de în acest moment. Pe final de program, da. Da. Am găsit o factură, va apare pe Verso, dacă sau pot să vă dau un anunț de genul ăsta, deci anunțăm clienții că au apărut modificări în legislație, este o lege 241/2006 modificată, cu modificări esențiale și să acceseze fie site-ul APASERV, fie la informațiile noastre, noi vă dăm telefon. Informațiile necesare, tocmai ca să evităm situații de genul n-am știut sau de ce factura are statut de... Pentru că pe factură va apărea aici un anunț prin care se spune că factura are statut de executoriu. Da, e bine că le-ați și spus, poate mulți vor omite să citească respectiva propoziție și atunci se vor trezi în fața faptului împlinit și nu vor ști de ce. Nu, altă întrebare, scuză-mă, Sergio, altă întrebare, că am pus-o înainte de emisiune, dar vreau ca domn director să o repete, pentru că este pusă de cunoscut de ai mei. A primit înștiințarea că i s-a schimbat contorul. Trebuie să mai facă ceva? Nu, el trebuie să ia la cunoștință. Bun, acest aia dacă fapt, citește și e clar. După care, în momentul în care se încheie nou contract sau... Dar nu mâine. A, nu, nu, nu. Când îi va veni? Deci, rând, acolo, pe înștiințarea respectivă, probabil dacă citește, nu trebuie... Deci sunt rubricile distincte. Se anunță poziția contorului vechi, noua poziție, seria de contor, proprietarul contorului, toate sunt evidențiate la noi în sistemul, în bază și de punct. Date. Și a punct. A luat la cunoștință. Da, nu are nicio treabă, nu va avea nicio treabă, nu influențează prețul, nu va influența prețul. Dar totuși, domnule Stejerean, care este prețul? Că care este prețul la? La apă. A, la apă. Scăderea de TVA, că acolo eram, ne-am luat partele. Deci, noi am făcut niște calcule, am lansat tot felul de calcule pe un metru cub, pe 10 metri cub, ca să vedem care sunt efectele. Pot să vă spun că la ora actuală, în satul mare, de exemplu, 3,44 este prețul actual la apă, așa, la care se mai adaugă acel TVA de 24% și ajunge la cel, stați puțin să vedem, așa, deci cu cei 24, la împreună cu canalul, la 70, la 7,94 lei. Deci aproape, da, 8 lei. Hai să facem la ora actuală. Nu, să nu fie calculul foarte complicat. Să spunem așa. La ora actuală, un metru cub de apă este 3,44 lei și în varianta nouă apa va fi 3,10 lei. Deci asta este cel mai simplu răspuns.
Că după aceea se pune, punând la socoteală toată factura, actualmente costă 8 lei, să zic 7,97 lei, iar cu apă, canal care a rămas cu TVA-ul de 24, va fi 7,45 lei. Dar și canalul, apa uzată va scădea de la 24 la 20? Deci asta, deci după noile calcule, deci după calculele vis-a-vis de acea reducere la 9%, astea deci sunt... Deci vom plăti mai puțin, da, cu 40 de bani. Cel mai relevant este că, pe urmă încurcăm lumea, deci la apă așa, acum plătește 3,44, va plăti 3,10. 34 de bani. Da, asta este, pentru că știți foarte mult, bine, sunt mulți consumatori în județ care au decât apă, deci nu beneficiază sau nu plătesc și serviciile de canalizare. Acolo unde am montat și unde în localitățile rurale, unde are rost acum să-l încarc, pentru că nu s-a racordat încă la rețeaua de canal. Acolo folosește apa. Și acolo apa și atunci cu 34 de minute. Da, calculam la 3,40. La consum mediu de 6 metri cub pe persoană, cam asta, cât este. Asta este. Aici este 20,4. Să știți că nu e neglijabil. Și nu, atâta va costa, atâta costă în prezent, costă în prezent, că am pus cu 3,4. Da. Cu 3,10 va fi 6,18,60 lei. Deci, 24, 2 lei. Deci 2 lei. Oricum 2 se simte la cantități consum... mari, da. Și dacă ne raportăm la un an, cum spunea și domnul director... La o singură persoană, dacă 3 sau 4 și a consumă 10, deja la 10, nu 2 lei, 5 lei. Asta e un lucru bun. Pe ansamblu eu spun că este o decizie. Da, eu am o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Stejerean. Pe Masterplan 1, când ați primit 102 milioane de lei, s-a mărit prețul la apă. Pe Masterplan 2, acum, urmează să primim 126 de milioane de euro. Deci, atâta cerem. Atâta cereți. Atâta estimăm că am avea nevoie pentru toate cele. Să și primiți. Să ne spuneți, prețul apei va crește din nou? Din nou vor veni niște clauze prin care vi se va cere acest lucru? Deci asta am spus adineauri. De data asta vom negocia, știindu-ne temele. Aici sunt discuțiile sau negocierile cu cei de la Comisie, cu modul în care se implementează aceste proiecte. Ei de obicei spun așa, bun, vreți? Dacă vreți, astea sunt consecințele. Decizia nu e a noastră. Decizia este a acționarilor companiei, să nu neglijăm faptul că suntem sub incidența unui acționar cu capital majoritar de stat, respectiv primăria cu 90% și restul acționarilor care sunt în ADI Apă Canal și ei vor lua o decizie la un moment dat. Atunci va veni momentul când se vor pune în balanță toate elementele. O să spunem, master planul este elaborat, studiile de fezabilitate sunt făcute, cererea de finanțare este făcută la nivelul sumei pe care ați amintit-o adineauri. În momentul acesta vedem ce avem de făcut. Creștem, nu creștem, vreți atâția bani? Deci sunt negocieri. Deci există probabilitatea să crească prețul dacă, bineînțeles, exact, se dorește a se face investiția. Da, asta este că inevitabil. Eu mi-aduc aminte că spuneați dumneavoastră în emisiunile noastre de aici, de la Informația TV, cum că cetățenii nu trebuie să se mai îngrijoreze. În următorii 2 ani de zile, sigur nu mai crește prețul la apei. Aceste lucruri le-ați spus de la începutul anului 2015, chiar și la emisiunile acum recente aici la noi, la audiență în direct. Acum un an a trecut. Vedem că anul 2016 vine cu o bucurie pentru noi. Prețul apei scade. Dar ni se taie craca de sub picioarele în 2017? Oare crește din nou? Sunt întrebări care la momentul ăsta nu au răspuns, pentru că, dar am mai spus, o să ne batem și o să căutăm soluții ca să nu încărcăm gradul de suportabilitate, care este unul dintre indicatorii de referință pentru toate proiectele europene. Să știți că, vorbesc pe apă canal, să știți că toți operatorii de apă din România stăm în așteptarea momentului în care o să înceapă discuțiile acestea de promovarea acestui proiect în contextul prețurilor și nu numai. Dar să sperăm că nu se întâmplă asta. Nu, că
Cu siguranță se conștient noastră că va fi o lovitură destul de puternică pentru cetățeni să plătească un an de zile mai puțin, cum am calculat este până adevărat. Acum, cu 2 lei la 6 metri cubi, cât e media pe persoană, și din 2017 și să plătim cu 4 lei, poate mai mult, tot așa pe cap de locuitor. Deci, este adevărat. Deci, asta este realitatea. De aceea toată lumea încă o dată stă în stand-by și așteaptă niște clarificări de la Comisie și nu numai. Strategiile guvernamentale în domeniul apă-canal. Dar vreau să vă spun un lucru. Este o șansă care s-a oferit țării noastre extraordinară de a investi peste 5 miliarde până în 2020 în aceste programe de alimentare cu apă și canalizare. Eu nu cred că cineva ar putea să spună în țară la momentul ăsta sau la momentul imediat următor: măi, n-avem nevoie, pentru că crește prețul sau e un pic mai mare decât am crezut noi. Este șansa asta, nu știu eu cel puțin dacă se va mai oferi. Într-un fel spuneți că ar trebui să ne gândim și să ne sacrificăm, dacă putem să folosim acest cuvânt, pentru binele întregii comunități. Trebuie să primim niște bani pentru a avea condiții și utilități de care oricum ne plângem și se plâng mai ales cei din mediul rural. Haideți să vă spun ceva. De cei din orașe. Să vă spun un lucru foarte interesant. În fiecare zi. În paralel cu ceea ce discutăm acum. Sau foarte deci s-ar putea întrepătrunde. Probabil să mă întrebați cum a evoluat consumul la apă după ce suntem în a doua lună de analiză consistentă pe peste 20.000 de contoare în regimul acesta citire electromagnetică automată, deci fără niciun fel de implicații. Vreau să vă spun că după a doua lună de citire, cantitatea de apă livrată a scăzut în oraș. Pentru că după impactul acela de la prima citire, când au fost consumurile necontrolate, la marea majoritate a consumatorilor. Consumuri mari, reclamații multe. Lumea s-a reașezat în consum. Și a zis, stai un pic, îmi repar colo, nu mai avem pierderi aproape, adică foarte puține, constatăm, de la contor înspre consumator. Care nu e un lucru puțin. Și atunci am vrut să fac această paralelă. Uite un element care a costat Comisia sau Guvernul și, mă rog, implicit proiectul, că s-a adus o cantitate mare, a fost peste 3 milioane de euro investiția, deci este foarte mare. Dar consecințele sunt favorabile. Eu nu cred că peste câțiva ani, plus că este și conformarea europeană până în 2020, probabil v-a spus și domnul Azin la întâlnire, că trebuie să se întâmple investițiile astea. Da, trebuie să ajungem la un grad. Sigur, da. Eu nu cred că atunci o să mai avem probleme legate de pierderi, de consumuri necontrolate, de calitate. Astea toate se dau prin investiții, toate se realizează. De asta spun, este foarte, foarte delicat momentul, dar trebuie să o facem pentru că nu este altă posibilitate. Dar oricum vor fi dezbateri publice, vor fi discuții foarte amănunțite pe... Deci, știți ce se întâmplă? Când odată te frigi într-un program, dincolo nu-ți mai permiți, pentru că până la urmă implementăm. Noi suntem cei mai tari, suntem cei mai buni, avem rezultate. Dacă opinia și consumatorul zice, du-te domnule și te plimbă cu... Că nu-s curios de chestia asta. Rămânem cu proiectele în brațe. Deci trebuie cetățeanul, consumatorul, convins, lămurit că asta este soluția. Pentru apă de calitate, pentru servicii de canalizare de calitate. Înspre asta trebuie să ne îndreptăm. Nu să spune, domnule, suntem cei mai tari, am adus nu știu câte milioane. Și ce ați făcut cu ele? Bine, dar astea sunt de moment, pentru că pe termen lung și foarte lung, oricum se va ajunge la o criză a apei, dar oricum, dar este, o raționalizare a apei. Credeți-mă că sunt atâtea informații și oricine accesează în Europa, se vorbește despre criza, și nu numai în lume, de criza apei extraordinar de mult. Mai mult decât atât, am mai spus exemplul ăsta, dacă mergeți și lumea călătorește în străinătate, în Europa, se cazează la hoteluri, peste tot vede apa în băi sau în mare majoritate. Apa nu este potabilă, nu se folosește la băut, pentru că nu au garanția, deși este calitate, nu au garanția consumurilor fără niciun fel de surprize. Și atunci preferă
Deci, pentru că sursele sunt destul de greu procurabile, să zic, în multe state și în multe zone. Eu văd clauza asta de scumpire din două motive pe care le cred eu, pe părerea mea. Unu, să se asigure că se îndeplinește cealaltă condiție pe care au cerut atunci când a dat bani, și anume nicio rețea să nu funcționeze fără abonați cât de mulți ca să se justifice implementarea rețelei. Și doi, nu știu dacă, probabil telefon. Și doi, ați văzut că în Grecia, în Bulgaria, nu știu dacă numai Comisia Europeană s-au pus și guvernele de acord, au început să vină firmele mari, concernele mari de apă. Da. Este inevitabil, mă scuzați. Și să scoată de pe piață operatorii mai mici, că asta ar fi... Pe lângă companiile noastre, se vorbește tot mai intens de parteneriatul public-privat în domeniul, în domeniul nostru. Peste tot în Europa. Am fost acum nu mult timp la Londra. Am văzut un sistem... Deci Londra, vreau să vă spun, are societatea de apă, este facem privată. Facem o mică paranteză. Domnul Nicolae este cu noi prin telefon. Bună seara, vă ascultăm. Domnule Nicolae? Bună seara, domnul. Bună seara. Ați dat cu domnul de la apa să-ți pun da, și o întrebare. Da. Adresați o întrebare. Vă rog. Spuneți, domnule Nicolae. Pe Rodne se fac canalizările astea. Am văzut că se lucrează. Spuneți. Noi pe partea dreaptă nu sunt canalizări aproape nicio casă. Și cine vrea să facă canalizare trebuie să traverseze două drumuri până în partea alăturată. Pe Rotne. Da. Puteți, da. Mai aveți și o altă întrebare, domnule Nicolae? Asta o vreau. Cine vrea să-și facă canalizare separată, îl costă enorm de mult. Da, nu, domnule Stejurean, haideți să îi răspund. Și care au, îți cuplați câte doi câte o conductă. Nu știu, ar trebui să ne dea clarificări. 2-3. Deci Rodne este în program. După ce se canalizează Rodne, fiecare va avea canalizare, adică racordarea la rețeaua de canal va fi separată. Nu există 2-3 sau alte... Deci nu știu cum funcționează la dânsul. Bine, dar canalizarea este numai partea cu cimitirul, pe partea asta la altă nu este. Dar oriunde se montează rețea de canal în satul mare în acest proiect, vor fi canalizați toți consumatorii de pe zona respectivă. Sunt soluții ca să aveți și dumneavoastră canalizare și vecinul și așa mai departe. Deci Rodne este în program. Și o să, în momentul în care se termină canalizarea, sigur veți avea parte și de racord de canal. Da. Domnule Nicolae, mai aveți și o altă întrebare? Tot așa va fi din cheltuiala noastră până dincolo? Nu știu cine v-a spus sau cine v-a informat că trebuie să cheltuiți ca să vă faceți racordul. Dar ca să avem o lămurire... Exact. Puteți să reveniți la noi cu un telefon și vă spun, dacă îmi spuneți exact adresa și numărul, Rodnei am reținut, numărul casei, vă dau relațiile oricând, la orice oră, legat de racordul dumneavoastră. Deci, domnule Nicolae, sunați eventual mâine la APASERV și domnul Stejurean se va ocupa de cazul noastră. Sau cineva de la APASERV vă va spune exact când anume lucrarea va fi finalizată și cum anume vă veți putea racorda. Da, vă mulțumim tare mult. Toate bine, cele bune. Deci spuneam de concernele mari, că am zis că grecii au pățit-o, bulgarii la fel. Prețurile au crescut astronomic, zone întregi au fost debranșate pentru că n-au putut plăti. Păi de asta, acum și aici este o... teorie întreagă, dar noi suntem consecvenți în a gestiona noi, companiile, operatorii regionali, sub incidența forurilor actuale. Și cu capital tot, al primăriilor sau nu, al consiliilor de telepoptimii, altceva. Să nu uităm că am gestionat momente, ani grei, pentru a implementa. Acum ar fi păcat să renunțăm. Să vină la gata. Da.
Domnule Stejerean, aș vrea foarte mult, telespectatorii au și dat tonul, să ne spuneți în municipiul Satu Mare ce lucrări se efectuează în acest moment la canalizare. Data trecută când ați fost, pomeneați că va începe pe bulevardul Lucian Blaga extinderea rețelei de canalizare, dar dumneavoastră să ne spuneți mai exact ce străzi sunt cuprinse, unde. Da. Lucian Blaga, dacă ați amintit de ea, este o lucrare pe care o facem din IID, din acel fond, din surse proprii, cum ar impropriu spus, mă rog. Se extinde canalizarea, se lucrează acum la extindere, am înțeles că sunt 5-600 de metri deja lucrați, urmează să continuăm până ne permite timpul, după care probabil se vor relua la începutul anului viitor și vom încheia partea aceea. Pe urmă vor urma probabil niște extinderi de zonă, deci niște extinderi pe străduțe, pentru că știu și eu foarte bine, este extraordinar de mare solicitarea în zonă și este normal, am văzut și filmulețe la dumneavoastră în emisiune pe strada Căprioarei, cu ce se întâmplă în zonă, dar am început lucrările și asta este o dovadă că le și terminăm cu bine. Iar în alte părți ale orașului și nu puține, din păcate, trebuie să fac din nou acel apel la bunăvoință și înțelepciune și răbdare pe care l-am făcut de atâtea ori. Vă spun din păcate, pentru că a pornit proiectul mai greu decât ne-am așteptat anul trecut. Firma constructoare, cel care a câștigat licitația. Deci noi, APASEV, de fapt, supervizăm lucrurile astea. Acolo este un constructor, este o firmă, deci o firmă de ingineri care urmărește partea tehnică. Noi suntem finanțatorul și după aceea beneficiarul. De aceea intervenim în momentele în care sunt probleme acolo, dar nu pot cu forțele noastre proprii, că nu este lucrarea noastră. Deci, constructorul a avut probleme destul de delicate, am renunțat la acel constructor, a venit un alt constructor care a început mai târziu, dar pot să vă spun că lucrările merg bine și pe apă și pe canal și sper să reușim la finalul acestui an sau până anul viitor, în primăvară, pentru că acest proiect este fazat și asta este o poveste cu cheltuieli de pe POIM. Sper să terminăm cu bine toate lucrările. Pot să vă spun că avem 23 de lucrări pe canal în lucru, le-am nominalizat aici, care însumează 14.900 de metri, deci 14.900 km, din care sunt realizate la ora actuală cam 6 km de canal. Stadiul fizic este undeva la 64-65%. Se lucrează deci în continuare. Deci trebuie finalizat în primăvară, spuneți, în mod normal. Da, este fazat contractul acesta. Iar la apă avem 26 de străzi în lucru, sunt peste 7 km de canal, de rețea de apă, pardon. Aici stadiul fizic este cam 30%. S-a lucrat mai mult pe canal decât pe apă, dar se lucrează în continuare. Da, domnul Octavian Lazin, că l-ați și pomenit, da, adineori, directorul executiv al ADI Apă și Apă Uzată, spune aici la noi, la audiență direct, că pe master plan 1, în acest moment, aveți finalizate două contracte de lucrări din 15 și că până în decembrie se dorește finalizarea încă două. Așa este. Dumneavoastră ce spuneți? Care sunt șansele ca măcar cele două să fie finalizate până la termen și care sunt acestea? Da, vor fi, cred că, mai multe finalizate. Deci, deocamdată avem finalizată o lucrare, probabil a amintit-o, rețea de canal Lazuri Foieni Botiz. Așa este uzina de apă de la Doba. A fost și domnul ministru la inaugurare. Urmează stația de epurare Satu Mare, etapa a treia, deci va fi o lucrare, eu zic că se încheie mai mult ca sigur, pe 10 decembrie este termenul limită. După care este acea lucrare care a creat disconfort, căminele acelea mari, este
adică montarea acelor senzori de presiune, deci o lucrare, senzor de presiune pentru reglarea presiunii în rețea, așa, urmează, s-ar putea să terminăm, și eu cred că vom termina, rețele Negrești, deci este încă o lucrare foarte aproape de a fi încheiată. Deci ce am prezentat noi sau ce a prezentat colegul meu de la ADIAPĂ, domnul Lazin, sunt niște estimări. Lucrările merg în continuare. Am înțeles că la Negrești, dacă n-au fost acum sau poate s-a rezolvat problema cu Valea Morii, acum am înțeles că sunt probleme cu Valea Albă. Albă, da. Da, deci dacă explicați-ne puțin ce se întâmplă mai exact acolo, dacă tot ați pomenit din Negrești. Acolo, cu captările respective, avem probleme de, eu zic și nu numai eu, de mod de abordare a proprietarilor limitrofi captărilor respective. Deci, de exemplu, la Valea Albă ne-am deplasat de mai multe ori, chiar am făcut o notă la instituția prefectului. Cel care este proprietar limitrof acestei captări, noi avem drept de servitute și de a ajunge la captare, a revendicat terenul, că e a lui, din strămoș, fără, bineînțeles, fără acte, fără nimic doveditor. Noi am explicat, domnule, nu-ți facem nimic. Deci sunt chestii de comunicare. Dar probabil va aminti domnul Lazin de un lucru mult mai benefic și care este în studiu, și mulțumesc și lui și ADIAPĂ, și eu zic că avem și noi aportul acolo, suntem totuși constructori pe apă canal de multă vreme, încercăm această sursă și eu zic că reușim, sursa alternativă de alimentare cu apa Negreștiului. Poate v-a amintit că sunt în lucru patru studii, patru foraje de prospecțiuni care vor da, cred că vor da o cantitate de apă suficientă Negreștiului, și mai este o soluție pe care o să o propunem în curând în studiu de fezabilitate pe Masterul 2, este Talna. Este o sursă de apă foarte aplicabilă sau foarte la îndemâna Negreștiului, pe care o putem folosi. Și dacă acestea două ne aduc o cantitate suficientă de apă, se desprind cele două entități. Negreștiul, care se dezvoltă, este puțin impropriu să folosească apă dintr-o sursă care e revendicată ca și teritoriu, cel puțin, de o altă comună, și vedeți, apar divergențe. Din 102 milioane, domnul Lazin spunea că până în decembrie se vor cheltui 60. Da. Diferența de până la de 42 de milioane ar trebui să vină din alte surse, printre care contribuția UAT-urilor, unităților administrative teritoriale, de 2% și contribuția PASERV-ului de 8%. Au fost finalizate toate demersurile, adică lucrurile nu vor înceta, nu se vor opri, nu se vor bloca, și din ianuarie pur și simplu lucrurile vor merge în continuare. Da, ultima zi de depunere a documentelor de plată pe postul de mediu este 2 decembrie. Din 2 decembrie s-au luat toate măsurile, și asta este nu afirmația mea sau a domnului Lazin, sunt documente, am depus toate diligențele pentru ca lucrările să meargă, se vor plăti din această cofinanțare, din o parte din acele idei care îl putem folosi și în segmentul ăsta, după care aceste surse se recuperează dintr-un fond, o altă axă din POIM-ul care urmează să se dezvolte, se naște o altă, exact, o axă specială. Aici se poate aminti, fără doar și poate, și efortul Ministerului Fondurilor și a Ministerului Finanțelor, care s-au dat peste cap ca să nu pierdem sumele respective, pentru că era foarte greu de implementat până la finalul anului, într-un timp relativ scurt. Deci se vor recupera banii și o să-l încheiem cu brio la 30 iunie. Nu este șansa. 30 iunie. Iunie 2016, acele lucrări fazate, acele proiecte care maxim 30 iunie. Da, acum vreau să vă întreb, dintre localitățile Carei, Tăjnad, Ardud, Livada, Căpleni, Odoreu și Păulești, că astea îs, unde sunt lucrările cele mai avansate? Ca să știm. Dacă le luăm pe rând, Carei este avansat, deci acolo se va termina în primul rând anul ăsta aducțiunea Doba Carei, fără doar și poate,
Chiar azi am avut o discuție cu unul dintre distribuitorii de materiale de construcții pentru cei care fac aducțiune acolo. Rețelele carei sunt într-un stadiu, rețele apă-canal, foarte avansat. Gen 80%, că domnul Azina cam așa zicea, unele sunt la 30%, altele sunt 80%. Chiar mai bine de 80%. Mai sunt viile careiului care sunt pe economii și acolo se fac eforturi și sper să-l încheiem. Deci careiul stă, eu zic bine, nu zic eu. Deci eu când mă refer la zic, vorbesc din acte, din documente. Deci careiul stă bine, Tăjnadu... Da, Tăjnadu acolo avem, din păcate, o mare problemă cu una dintre lucrările de pe rețele apă-canal. Am mai spus-o și cu alte ocazii, este o firmă, se cheamă Vertatel, nu e nicio reținere, n-am nicio reținere de a spune, nu știu din ce motive, merge foarte, foarte greu. Spunea și domnul primar tot aici la audiență în direct aceste lucruri. Are probleme foarte mari, au fost niște clinciuri, ăsta a fost constructor care, mă rog, a lucrat pe metrou București, nu știu detalii, cert este că nu merge treaba. Probabil o să avem, o să fie nevoie să-l înlocuim la un moment dat, dar lucrarea se va încheia, fără doar se va încheia. Ardud, Livada, acestea mai Ardudul, sunt Ardudul, Livada, merg bine, în general merg bine. Dar pe unde? 50%, păi, mai mult de 50%? Sunt, care au, cum a zis și colegul meu, și 50, și 60, și 30% avem. Deci indiferent de ce, da, în ce proporție sunt la acest moment, sigur, deci sunt stadiile lucrărilor până în 31 iunie trebuie finalizate. Sper să nu ajungem acolo. Deci eu nu mă duc la limita maximă de realizare fizică a lucrărilor. Până atunci trebuie făcute plăți și încheiate. Într-un fel sau altul suntem obișnuiți noi românii să mergem până la limita. Dar eu, nu. Speram să nu fie cazul. Trebuie să dăm și exemple de genul că se poate și altfel. Dar va fi așa, 100%. Da. Aș vrea, dacă... că timpul ne permite, nu mai avem din păcate foarte mult, să discutăm puțin și despre Masterplan 2. Am spus în această emisiune că ați solicitat 126 milioane de lei prin programul post-mediu 2014-2020, însă conform necesarului de investiții pe termen lung identificat la actualizarea Masterplanului, suma totală necesară pentru investiții în tot județul ar fi de 220 de milioane de euro. Acum vin bani și din alte surse, pentru că eu, uitându-mă așa puțin pe foile acestea PowerPoint pe care le-am printate, am văzut că aveți un total de 206 milioane de euro. Deci în momentul în care se face un astfel de master plan, ca să vă spun că probabil mulți știu generic ce înseamnă, deci este un necesar vis-a-vis de o documentație depusă pe fiecare OAT în parte. Ce ar mai dori să se întâmple în OAT-ul respectiv legat de rețele de apă, canalizare, stații de tratare sau stații de epurare, care toate împreună trebuie să aibă un scop, pentru că nu le facem de amorul artei. Trebuie să avem un grad de branșare și racordare la aceste sisteme și aceste investiții colosale, sunt foarte mari, extraordinar de mare, aproape spre 100% undeva în 2026. Deci toate au un scop clar. Acum, din tot ce s-a cerut acolo, sigur că da, Comisia Europeană împreună cu cei de la AME, de la Autoritate de Management, de la noi și așa mai departe, au făcut o selecție și au spus astea sunt cele importante, alelalte le lăsăm deocamdată deoparte. Pe urmă urmează iarăși o selecție. Aici se mai lucrează. Chiar ieri am avut discuții cu doamna primar de la Negreș și a zis, dom'le, hai să ne mai întâlnim. Uite, mai am acolo o stradă sau asta este foarte importantă. Bine, sunt niște parametri. Sunt aglomerări, unde se justifică, cât înseamnă o extindere de rețele pe consumator, că nu poți să te duci în vârful dealului cu 10 km și să ai doi consumatori. Nu se justifică. Găsim surse alternative. Deci am avut o discuție și pe Negrești și pe alte localități și încă se mai schimbă în master plan elemente care vor da în final o direcție clară și aia trebuie implementată.
Ați explicat și tocmai asta vreau să vă și întreb care sunt criteriile pe baza cărora au fost alese comunele, dar ar fi foarte bine să spuneți câte anume din totalul celor 65 de localități vor beneficia de aceste, de acești bani, de aceste investiții. Da, pot să vă spun că sunt, noi avem în proiect 17 contracte care deja au o denumire pe lucrări. Pentru că trebuie să ne mai și dotăm, mai trebuie mașini de desfundat, de curățat și așa mai departe. Avem așa, de exemplu, câteva dintre ele. Extindere sistem de alimentare Ardud, Micula, aglomerarea Medieșu, Aurit și, bineînțeles, satul mare, extindere de sistem de alimentare. După aceea, extindere sistem Halmeu, Turț, Gherța Mică, Turulung, Tarna Mare, deci, care sunt în proiect. Toate sunt cu extinderi. Extindere în clusterul Carei. Clusterul Carei însemnând zonele limitrofe. Extindere alimentare cu apă Târșolți, Cămârzana, Craidorolți. M-a criticat primarul din Craidorolți mai anii trecut, zice, și rând, la mie când îmi vine rândul? Uite că e aici. Bineînțeles, zona Negrești, Certeze, Valea Vinului, Bârsău, Doba, Orașul Nou, Turț, continuare, Moișeni, Batarci, Medieș, Tarna, am mai spus de Tarna. Deci toate astea sunt niște aglomerări și acolo se fac dezvoltări de rețele. Deci nu punctual, se dezvoltă rețeaua în clusterul respectiv. Se extinde, deci, se deci, locuiește. Vorbim de foarte multe. Plus facem niște corecții. Corecții în sensul că mai aducem surplus de înmagazinare cu diferite sisteme de rezervoare și așa mai departe. Stații de tratare, stații de clorinare. Deci noi trebuie să și întreținem sistemul respectiv. Aici intră puțin și IDEU în acțiune, acel fond. Deci, sunt eforturi. Sunt eforturi și sunt cuprinse cam toate. Da, deci sunt cuprinse cam toate cele din ADI, 54. Bineînțeles, este un fond, este un proiect care este Pus pe scheletul ADI Apă Canal, de asta este ADI ca entitate, de aceea prin ADI de fapt se desfășoară, derulează toată suma asta. Noi suntem operatorul și contractorul acestor lucrări. Un lucru care cred că interesează pe foarte mulți cetățeni din aceste localități. Când vor începe lucrările? Noi ne-ați spus înainte de emisiune cum că în acest moment se elaborează niște ghiduri, urmează niște licitații. Da. Și nu tocmai pe lucrări, ci urmează niște licitații pentru firme. Dar să ne explicați mai bine dumneavoastră, pentru da. Că sunteți în... Deci, am amintit, eu am urmărit emisiunea pe care ați avut. Din păcate, eu n-am fost, deși așa era... În plan să fiți și plan să fiu și eu, dar nu e nicio problemă. Ne completăm, ne suportăm și observațiile. Până la urmă, v-am spus, suntem amândoi constructori și știm ce înseamnă acțiunea asta. La ora actuală, noi avem licitat și a câștigat o firmă de... Deci a câștigat prima etapă aceasta de asistență tehnică și elaborare de studiu de fezabilitate și după aceea proiect. Firma respectivă ne-a și livrat o cantitate de materiale pe studiu de fezabilitate într-o fază. Studiu de fezabilitate pe acest POIM, să zicem acum, că POIM este de fapt, este Programul Operațional Infrastructură Mare. Studiul acesta este acum analizat atât la DIAPA cât și la noi, la toate compartimentele de specialitate. După care se adună toate observațiile și lucrarea merge mai departe. Undeva la sfârșitul anului trebuie să ne predea studiul în formă finală. După ce acest studiu este analizat de autoritatea de management, care este alta, este a POIM-ului de acum, e complicată chestia asta, dar merge bine. Asta vreau să vă spun. Merge mai bine Suntem ca foarte bine prima chiar. Dată. Deci vă spun, în secunda asta pot să spun fără nicio reținere, foarte bine. Suntem în parametri. Dacă atunci am licitat în 2013, vă dați seama, și am avut termen de implementare 2015, acum suntem în 2015, 15.
cu cel mai mare scepticism posibil. Anul viitor, în iunie, noi deja suntem în licitații de lucrări, cred. Doamne ajută să fie așa, dar cred că va fi așa. Deci o să avem 16, o jumătate de an, 17, până în 2020, până în 2020, nu, perioada de implementare. Eu cred că și am înțeles că există șanse ca să se și prelungească, dacă cumva va fi cazul, până în 2023. Noi deja avem o strategie și nu mai vorbesc prea mult pe POIM. Și este și a noastră, a operatorului și a celor de la ADI. Am spus că luăm așa, de asta studiem cu atenție ceea ce ne-a livrat producătorul, adică firma care lucrează acum pentru noi. Luăm aproape punct cu punct și în oglindă, ce greșele am făcut sau ce s-a întâmplat pe postul de mediu în faza asta de fezabilitate și ce nu vrem să se mai întâmple aici. Și le suprapunem. Aveți și ce iese compara. Ceva. Și atunci noi impunem, bă frate, asta să-mi faci. Asta să-mi faci și asta să-mi faci, că de-aia te plătesc. Deci ne-am schimbat strategia și eu cred că trebuie să mergem așa și într-un ritm alert ca să avem niște proiecte sănătoase, să nu mai auzim și să mai pățim catastrofele, că a fost o catastrofă în POIM, pentru că s-au refăcut studiile la un moment dat și așa mai departe, și să avem certitudinea că lăsăm celor care, mă rog, cine va implementa până la final un proiect de calitate și executabil. Domnule Stejerean, vreau să mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți astăzi la noi. Vă așteptăm și la finalul anului, mai peste o lună de zile, poate chiar mai repede, să vedem exact unde ne aflăm și dacă măcar contractele pe care le-ați menționat vor fi duse la bun final, așa cum sperăm cu toții. Domnule Gânceanu, vă mulțumesc și dumneavoastră. Vă mulțumesc. Dragi telespectatori, vreau să mulțumesc și dumneavoastră că ați fost în această minunată seară alături de noi. Ne întâlnim mâine tot aici la ora 18:30. Până atunci rămâneți pe Informația TV, pentru că doar aici se poate spune adevărul. Acum rămâneți, urmează știrile, toate cele bune.